Sunteți de acord cu această afirmație? Da. Eu nu. De ce? Munca nu ne obosește. Vă dau un exemplu. Vă puteți imagina aici două scaune? Imaginați-vă două scaune. Pe scaunul acesta punem bărbatul care mâine dimineață la 6 va pleca la lucru. Și aici punem bărbatul care se va trezi la 10. Va sta întins în pat, eu îi duc micul dejun. Și probabil că se va trezi să se uite pe geam, va ieși pe balcon, nimic nu va face. Când îi trebuie masa de prânz, eu îi duc. Seara îi duc cina. În timp ce el mănâncă, vine ăla de la lucru, de pe primul scaun. Amândoi seara vor fi frânți de oboseală. Vor dormi toată noaptea. Nu munca ne obosește, existența ne obosește. Te duci în vacanță și noaptea ești frânt de oboseală. Nu înțeleg de ce. Cine te-a obosit? Că stai la soare. Nu spun că munca nu accelerează procesul de obosire și de epuizare. Nu asta spun. Spun că băieții nu știu să se odihnească. Vă dau un exemplu. Sâmbătă seara trebuie să te ceri cu el să se întoarcă cel mai devreme la 12. Dar duminică dimineața nu e la ora 9, la ora de rugăciune. Știți de ce? Pentru că el nu se poate culca devreme sâmbătă seara. El nu înțelege că a doua zi ar fi bine să se trezească odihnit, să aibă randament la învățătură și la lucru. Și să nu stea în adunare și să doarmă. Că nu-i nicio treabă. În felul ăsta, ce fată se va căsători cu el? Ba da, poate că se va căsători cu una care, ca și el, cască. Nu vreau să fiu răutăcios. Vreau doar să vorbesc într-un fel în care atrage atenția. Când băiatul începe să se coacă la minte, se pregătește pentru mâine dimineață. Și le spune băieților, iertați-mă, dar mă duc să mă culc. O, te duci să te culci? Te-ai căsătorit, a pus papucul pe tine. Nu, n-a pus papucul pe mine. M-am copt la minte. Eu am un copil sau am doi sau n-am niciunul, dar voi avea. Mâine dimineață trebuie să muncesc. Eu vreau să fac carieră. Eu vreau să fiu un om de caracter. Nu vreau să vină șeful și să îmi spună, știi ce, dacă ne mai prind odată dormind, iau la goană de aici. Bărbatul își iubește nevasta. Nu știu cum sunteți dumneavoastră știți cum sunteți, dar eu am permis să fac public ceva din viața mea, doar pentru că sunt la microfon, nu pentru faptul că a interesat pe cineva problema mea. M-am căsătorit cu Carmen din dragoste. Însă astăzi îmi dau seama că dragostea aceea a fost în foarte mare măsură pasiune, care era întemeiată pe ceea ce eu vedeam la ea. Corpul ei, tinerețea ei, frumusețea ei. Au trecut ani. Și i-am văzut bunătatea, i-am văzut sacrificiul. Când m-am trezit, ea era trează. Când m-am culcat, ea rămânea să spele vasele. Am văzut câtă pasiune pune când vin acasă. Îmi pune pe masă măsline, salată, pune tot ce are în frigider. Și de 33 de ani îi spun să nu mai scoată tot ce e în frigider, că eu nu pot să mănânc din toate. Pune-mi doar un lucru și atâta. Zice, poate totuși te răzgândești. E bine, toate aceste lucruri, Încet, m-au făcut să dezvolt în sufletul meu o admirație foarte mare pentru ea. Pentru că mi-am dat seama că femeia asta trăiește pentru mine. Și astăzi nu mai este la fel de puternică pasiunea aceea pentru trup. Însă există o imensă admirație pentru omul din interior, pentru bunătatea ei, pentru generozitatea ei, pentru sacrificiul ei. E, la aceasta mă refer când spun că bărbații învață să iubească. Haideți să mergem mai departe. Am ajuns la jumătatea primei părți, adică la sfert. O să spunem câteva lucruri despre poftă. Subiectul acesta este puțin mai țepos. Atunci când spunem despre subiectul acesta, spunem gândindu-ne la ce spune Dumnezeu. Atunci când vorbim despre poftă, ca și despre imaturitate, spunem următorul lucru. Ca și imaturitatea, pofta este o chestiune a oamenilor, dar în mod special a bărbaților. De ce a bărbaților? Pentru argumentul care l-am adus vineri seara când am avut seminarul pentru tineri. Bărbații inițiază prin vedere, nu femeile. Femeile reacționează. Întotdeauna bărbații acționează că ei au scânteia, hipotalamusul, adrenalina. Și nu numai acestea. Mai sunt cel puțin încă două sau trei substanțe. Și pe unele li le spun doctorii. De pildă, v-ați întrebat vreodată care este substanța care provoacă cancerul la femei?
care este substanța care provoacă creșterea la bărbați? Ei, despre substanțele astea este vorba. Dar noi le auzim de la medici și ni se pare că sunt foarte științifice. Dar noi suntem ca un combinat chimic plin de păhărele cu substanțe chimice. Și orice lucru se întâmplă în noi este reacția dintre două sau trei substanțe. Aceste substanțe sunt puse în niște pungulițe din mușchi. Pereții sunt mușchi, din mușchi. Și există nervi. Și creierul transmite la fiecare punguliță un impuls și punga aia face și se strânge așa. Și toată substanța aia intră brusc în sânge. Cum dădeam exemplu cu turbo. Și modifică compoziția sângelui. Și te adoarme, te înviorează, te... în toate felurile. După caz. Atunci când vorbim despre poftă ca o definiție din DEX, din dicționarul explicativ al limbii române, pofta e dorința obsedantă de a face sau de a obține ceva cu orice metodă. Adică scopul scuză mijloacele. Important e să ajung la capăt, că fur, că min, că ucit sau că sunt cinstit, n-are nicio importanță. Un creștin evident nu crede în treaba asta. Cea mai evidentă reacție din viața unui om este pofta. Nu există o reacție mai puternică în inima unui om ca pofta, iar între categoriile de poftă nu există una mai intensă decât pofta de natură intimă, nu știu cum să spun, ca să sune, să sune acceptabil. Am să vă dau câteva exemple. Uitați-vă, vă rog, aici. Eva, ea dă o declarație la ce s-a întâmplat în grădină și spune așa: am văzut, am poftit, am luat, am mâncat. Acan, am văzut, am poftit, am luat mantaua de șinear și placa de aur și le-am ascuns. Ahab, am văzut grădina pe care vreau să o fac cu o grădină de zarzavaturi, am poftit-o, am vorbit cu soția și l-am omorât pe ăsta care n-a vrut să mi-o vândă. Păi dacă nu vrea să mi-o vândă, sigur că trebuia să-l omor, nu? Eu i-am dat posibilitatea să trăiască. Da? Dacă n-a vrut, doar nu-s eu vinovat. David, am văzut-o pe Bathsheba, acum într-o paranteză. Știți de unde izvorăște Iordanul? Din ce munte? Din nord. Muntele Hermonului. Din nord de tot. Și străbate toată țara până la Marea Cea Moartă. Și Bathsheba, o femeie frumoasă, s-a dus să se scalde în Iordan. Era foarte lung Iordanul. Dar s-a dus să se scalde în Iordan exact sub fereastra de la dormitorul casei împăratului. Eu întreb. De ce s-o fi dus să se scalde chiar acolo și nu într-o zonă unde Iordanul nu avea case nici în stânga, nici în dreapta? Cam așa i s-ar cădea unei femei pe care Biblia ne spune că era goală, adică s-a dezbrăcat de tot și a intrat în apă. Dar peste mare era casa lui David, împăratul lui Israel. O suspectez că intenționat s-a dus să se scalde acolo. Oi vine drept dacă fac asta? Dumneavoastră ce ziceți? Pofta este specifică naturii umane corupte. Uitați ce zice Iacob. Fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însuși și momit. Observați că ispita din exterior se unește cu pofta din interior. Vă imaginați un magnet? Aici vă puteți imagina un magnet? Ce ziceți? Dacă îl pun de lemnul ăsta, se lipește? Magnetul se presupune că e ispita. Lemnul acesta sau metalul, în mod normal metalul, nu lemnul, este cel care atrage magnetul. E ispita când vine, dacă nu găsește poftă în interior, nu se lipește. Cade. Dar dacă găsește poftă în interior, e ca un metal de care magnetul se prinde. Uite, asta spune Iacov. Să nu mai dăm vina pe diavol. N-am timp să vă spun întâmplarea cu lumânarea, care ar fi fost interesantă în contextul ăsta. Pofta atrage la păcat și moarte. Uite ce zice Biblia. Fiecare este ispitit când e atras de pofta lui Iisus și momit. Apoi, reacția. Pofta când a zămislit, asta este cuvântul folosit pentru conceperea copilului în pântecele mamei. 9 luni de zile. E, exact asta se întâmplă când ispita se unește cu pofta. Urmează un proces de dezvoltare la ceva anume, la ceva nou. Ăsta e păcatul care se transformă în moarte. Pofta produce stricăciune. După ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Uitați-vă că stricăciunea este în lume datorită poftei. Dacă n-ar exista poftă, n-ar exista stricăciune. Stricăciunea este efectul poftei. Pofta e în inima omului, iar stricăciunea e manifestarea acțiunilor sale. Ori de câte ori vom vedea stricăciune, să știți că ea este produsul poftei din inima omului. Noi n-ar trebui să ne ocupăm de stricăciune, asta e efectul. Ar trebui să ne ocupăm de cauză, de pofta din interior. Ne-am luat ochi de fiare și am plecat din țara asta.
Pofta atrage la adulter. Eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și privit cu ea. Haideți să vorbim puțin despre asta. Se uită la, o poftește în inima lui și asta se numește curvie. Stimați bărbați, stimați frați, suferiți-mă puțin. Mergem pe stradă. Și în fața noastră, mergem spre stația de autobuz, mergem spre lucru, mergem spre alimentarea, mergem pe stradă sau spre biserică. În fața noastră este o femeie care a plecat de acasă ca să impresioneze bărbați. Motiv pentru care s-a îmbrăcat într-un fel în care arată altora ceea ce este doar al bărbatului. Adică are un crâmpei de fustă și restul e goală. Buit la vedere, să-mi iertați expresia, și bărbatul ăsta care merge la biserică se presupune că merge în spatele ei. Să zicem că e o femeie frumoasă, îmi permite să regizez treaba asta? Vreau numai să înțelegem ce spune Iisus Hristos. Ei, mergând în spatele ei, vezi trupul unei femei frumoase. Mai merge și cu dichis. Și văzând-o, creierul, ochiul care o vede, ochiul nu are minte în el, nu are instanță de judecată în el. Și ochiul ăsta a fost creat de Dumnezeu, când vede o astfel de imagine, asta e soția din dormitor, după ce te-ai căsătorit. Și trebuie să procreezi, să te bucuri de nevasta tinereții tale. Și când o vede, ochiul transmite un mesaj la creier, iar creierul apasă cu punguța, cu adrenalină. Asta se întâmplă într-o fracțiune de secundă. Și apare în mod instantaneu, țineți minte, inconștient și involuntar, apare dintr-o dată dorința. La bărbat vine prin vedere, la femeie prin atingere. De aceea ea pe moment n-are probleme. Dar bărbatul într-o clipă are probleme. E, în prima privire nu-i păcătoasă pentru că e de identificare. Dar a doua, uitați ce zice Biblia, nu dacă se uită cineva la femeia curvii cu ea, dacă se uită să o poftească. Însă, un bărbat care a ajuns să intre adrenalina în sânge, asta face. În mod animalic, în mod carnal, nu firește sau duhovnicește, în mod carnal. Dacă e un om născut din nou, pentru că bărbatul poate să facă un singur lucru odată, își va muta privirea și va spune psalmul să zice 23. Și în timp ce îl va spune, se gândește la un lucru și pentru că poate să facă un singur lucru odată, nu mai se gândește la cealaltă. Domnul este păstorul meu. E, asta este cetățuia de scăpare. Pentru că el poate să vină la biserică cu două Biblii în subțioară și să spună să fie foarte legalist în timp ce a poftit 5 femei până aici. Și a curvit cu 5 femei până aici. A curvit cu 5 femei, nu fizic. Uitați cum. Cine se uită și poftește, a curvit. Iisus Hristos spune asta, nu eu. Este o curvie morală pe care el o pune la egalitate cu curvia fizică. Ascultați-mă, frați și surori, părerea mea personală, dar asta înseamnă nimic. Depinde de părerea noastră, nu de a mea. Bărbatul care nu-și înfrânează mintea, când va avea loc de întors, va merge mai departe de privire. Dar bărbatul care își înfrânează mintea și s-a disciplinat să nu-și permită să se gândească la treaba asta, nu va merge mai departe când va avea loc de întors, pentru că el se ferește să gândească, nu să nu facă. Să nu facă, e prea drăcește, e prea demonic. Asta se numește maturizare spirituală. Asta este marea problemă a poftei. Asta este rădăcina tuturor relelor. De aceea suntem cu LGBT-ul aici. De-aia mi s-au urcat homosexuali în cap și cu musulmanii. Din cauza, de-aia nu mai avem bărbați de calitate, cum vă spuneam mai devreme. Că toți se uită, toți sunt tentați să se uite și să poftească. De ce vă e teamă când vă iese soția de la lucru la ora 10 și vă duce să o luați cu mașina? De ce nu o lăsați să vină singură pe stradă? Că trăim într-o lume civilizată, într-o țară creștină. Aproape că te buvnește râsul. De ce ne e frică de fiicele noastre să vină la ora 9-10 pe stradă singure? Că e într-un oraș serios. De ce? Trimiteți-o la Bistrița să stea la școală sau în alt oraș sau în altă țară și o să vedeți că n-aveți somn. De ce? Pentru că știți de stârbălarea care e în lume. Știți câți băieți au chip de animal și de bestii? Iertați-mă. De ce e nevoie de pocăință? Este nevoie ca să rezolvăm problema asta și sutele de probleme care pleacă de aici. Violuri, avorturi, divorțuri și toate nenorocirile care au transformat lumea noastră într-o junglă. Pocăința rezolvă problema asta. Altceva nu. Orice bărbat care iese din raza de acțiune a radarului soției lui va face ce va vrea dacă în mintea lui nu va fi frică de Dumnezeu. Iar frica de Dumnezeu apare când omul e născut din nou. Iar omul e născut din nou când crede și se pocăiește. Altfel, eu nu zic că nu există oameni cinstiți. Nu-i problema mea, nu-s eu Dumnezeu, eu-s doar un om. Însă eu vorbesc din punct de vedere biblic.
Asta se numește dinamită. Cu asta s-a aruncat în aer o parte din aeroportul din Bruxelles. Aș vrea să spun două lucruri despre riscul pornografiei, pentru că are legătură cu se uită și poftește. Îmi permite să vă spun ceva puțin mai delicat. Pornografia este cel mai mare demon din următorul motiv. Pentru un bărbat care se uită intenționat la trupul gol, că asta înseamnă fotografie goală, porno și grafie. Pentru un bărbat care se uită în mod intenționat, și nu mai gândiți-vă că băieții de la 12, 14, 15 ani, depinde de mulți factori de familie, de stare materială, au un telefon care este un smartphone, care e un mini televizor în buzunar, și dacă el apasă pe 2-3 butoane, apasă de 2-3 ori acolo, el poate să ajungă pe cel mai murdar site care există. Vă spuneam zilele trecute și repet în această seară, deși este puțin brutal și violent, dar e nevoie să cunoaștem realitatea, că cele mai accesate site-uri din lume nu sunt cele științifice și nici cele religioase, sunt cele pornografice. Și aș putea acum să deschid un fișier și să vă arăt în ce măsură sunt fete și băieți nenorociți datorită acestor imagini. Dar haideți să revenim și să ne uităm aici. În momentul în care un bărbat, băiat mai ales, se uită la o imagine de felul acesta, creierul secretă hormonii special pentru chestia asta, adică cei de dorință. Și pun presiune hormonală ca el să ajungă la satisfacție, la rezolvarea problemei care apare. Însă el nu poate să ajungă la rezolvarea problemei că e necăsătorit. Și care este soluția? Sigur că soluția este să-și rezolve problema singur. Cum numește Biblia treaba asta? Asta face parte din categoria spurcăciunilor. Știți ce învață la școală psihologul? Bunica zicea că face aprindere de creieri. Adică această reacție hormonală a dorinței, acestei stimulări prin vedere când se uită la nudurile astea, știți ce învață profesorul? Întrebați-vă copiii dacă nu mă credeți pe mine. Și într-o paranteză, stimați prieteni, probabil că faceți parte din categoria de oameni care vă lăsați copiii să uite la desene animate. Vă sugerez ceva și verificați dacă eu am dreptate sau nu. Pentru că nu vă spun un lucru dacă nu sunt sigur că e adevărat. Desenele animate din ziua de astăzi nu mai au o rață și un rățoi. Au doi rățoi sau două rațe. Vă rog frumos să vă uitați și dacă eu n-am dreptate să mă sunați. Nu mai au un hipopotam și o hipopotănoaică și au doi hipopotam sau două hipopotănițe. De ce? Pentru că vor să cultive în inimioara nevinovată și inconștientă, inocentă a acestor copii, ideea de doi bărbați și două femei. Iar când se vor face mari, ce mari? Că de la 12 încolo sunt mari, 12 ani. Să nu li se pară ciudată ideea de homosexualitate. LGBT. Lesbian, gay, bisexual și transexual. Așa se numește această gașcă universală a lumii, care nu mai vor să se căsătorească bărbat cu femeie după cum a lăsat Dumnezeu. Ne-am întâlnit ca să vorbim despre lucrurile acestea, stimați prieteni. Aveți copii, probabil nepoți. Ei nu sunt educați în mediul acesta pe care noi l-am realizat aici în biserică. Sunt realizați la școală, sub agenda unei grupări de elite care conduce lumea. De ce America pune presiune pe toate țările să lase pe homosexual să facă proteste și să aibă drepturi în România? De ce? Vă sugerez să vă întrebați copiii uneori când se întoarce acasă ce au fost învățați la școală. Ce se vorbește la școală? Cum se comportă profesorii? Atunci când o persoană vede o poză de genul acesta, ea se așează, mintea omului, din punct de vedere al subiectului din această seară, nu din toate punctele de vedere, este undulat cu trei sertare. Ăsta e sertarul 1, 2 și 3. Când cineva vede o astfel de poză, ea rămâne în zona conștientă. Este singurul sertar asupra căruia noi avem control. Celelalte sertare sunt în mintea noastră, dar noi nu le percepem, ca și cum n-ar fi. Cum lucrează mintea? Noi avem un administrator, dar nu e un om, e o funcție. Acest administrator, hai să lucrăm pe ideea de poză, pe exemplul de poză. În momentul în care un băiat, un bărbat, vede o astfel de poză, probabil că în jur de un an de zile, această poză rămâne în zona conștientă. Și când el se roagă, când el citește din Biblie, când el e în adunare, diavolul vine și ia poza aia și o pune în față. Eu aduce în conștient, în domeniul conștient.
Și s-a terminat cu rugăciunea, s-a terminat cu plânsul, s-a terminat cu harul, s-a terminat cu cercetarea. Un an de zile copilul acela sau bărbatul acela este o victimă a propriei imagini. Niciodată nu există posibilitatea să pierzi o poză pe care ai văzut-o de când te-ai născut până când pui mâinile pe piept. Niciodată. Atât de mare e capacitatea de stocare a minții umane. Dacă aproximativ 6 luni, 12 luni, nu mai repeți vizualizarea la astfel de poze, administratorul ăsta este setat din fabrică, adică de Dumnezeu Creatorul, să arunce în raftul de jos, din subconștient, elementele care nu se mai repetă. Adică stau în drum și spun, mă, văd că stăpânul nu mai folosește chestia asta, hai să-l duc în beci, în subsol. În subsol. Și îl duce acolo și dintr-o dată nu-ți mai vine în conștient și te rogi liniștit. Dacă vede că nu mai folosești un an, doi, îl aruncă în inconștient. E acolo, dar nu știi. Nu-l percepi. Nu-l percepi. Însă o singură dată, dacă te-ai uitat la o poză asemănătoare, administratorul spune, stai un pic, că mai am niște marfă din categoria asta, din soiul ăsta. Și fuge pe scări, până în inconștient sau subconștient, depinde unde e, ia amintirea aia de acum un an, doi, trei, și o aduce și o pune lângă aia pe care ai văzut-o astăzi de dimineață. Și din nou un an de poze, și din nou încă unul, doi, ca să se ducă jos. Asta este o explicație științifică, pe care o explică psihologia, iar pe care noi o experimentăm când spunem e la adunare, dar nu mai simt nimic. Păi nu mai simți, scumpule, dar știi de ce nu mai simți? Nu din cauza sfințeniei. Nu din cauza sfințeniei. Nu vorbesc cu cineva anume. Vorbesc cu orice ființă umană. De-aia nu mai e har. De-aia cântările nu mai sunt bune. De-aia predicile nu mai sunt bune. De-aia pastorii nu mai au calitate. De-aia. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și lapă-te-l de la tine. Hristos s-a referit la chestia asta când a spus lucrurile astea. La asta s-a referit. A vrut să spună că mai... Sigur că e o figură de stil, e o metaforă, dar ea e sugestivă. Spune că ar fi mai bine să-ți scoți un ochi decât să-l ai acolo, să te uiți la prostii și să te duci în iad. Atât de grav este să practici treburile astea. Care sunt bărbații care merg pe stradă și selectează imaginile care le văd, nepermițând o travă să intre în sufletele lor? Care dintre noi ne permitem să mâncăm o bucată de salam care este stricat și, iertați-mi expresia, plin de viere? Care îl mai mănâncă? Iar care, dacă l-ar mânca, nu s-ar strica la burtă? Poate chiar mai grav de atât. Pofta este trezită de un stil de viață firesc. Nu purtați de grijă fiii pământești că o treziți din somn. Și dacă o treziți din somn, o să aibă chef de treabă. Pofta trebuie omorâtă. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Pofta. Care sunt soluții împotriva poftei? Fuga de ispită. Când a văzut-o Iosif pe șefa lui, soția lui Potifar, că îi lăsase haina în mână și fugise afară. Observați că nu înfrânarea e soluția pentru poftă. Stimați frați, aș vrea să ne gândim ca niște oameni care cunoaștem Scriptura. Nu înfrânarea e soluția pentru poftă. Fuga de ea. Pleacă din zona de influență. Nu o lăsa să o vezi. Pentru că bărbații sunt slabi la acest lucru. Bărbații slabi pentru că ei se stimulează prin vedere. Femeile nu. Femeile se stimulează prin atingere. De aceea le spuneam fetelor că nu trebuie să se lase atinse de bărbați. Adică de prietenul cu care urmează să se căsătorească. Și totul începe cu nevinovata ținere de mână, care e la modă. În sine asta nu-i păcat, dar devine un păcat. De aceea o numim păcat. Fugi de poftele tinereții și urmărește altceva. Să vă faceți părtași fiii dumnezeiești după ce ați fugit de el. Fiecare când este ispitit, este atras de, am văzut, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât pentru o perioadă asupra cărei ați căzut de acord, pentru ca să vă rugați și să postiți, să vă ocupați de lucruri spirituale. Apoi să vă împreunați iarăși. Dar de ce? Ca să nu vă ispitească satana. Dar de ce ne ispitește? Din motivul nestăpânirii voastre, autocontrolului micuțe, plăcuțele sunt cam gata. Este o problemă a bărbaților, pentru că ei văd, la bărbații prin vedere, e instantaneu. Cea mai largă poartă din mintea unui bărbat este văzul. Imaginați-vă o curte, care de fapt e simbolul unui cap de bărbat, care are 5 porți. Văz,
auz, miros, pipăit și gust. Văzul e atât de mare o poartă, intri cu două tiruri unul lângă altul pe ea, toate celelalte sunt așa de micuțe, niște firimituri. Cel mai important simț la un bărbat este văzul. Și ca bărbat singur, dar și în legătură cu ideea de intimitate. Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Bărbatul e leul. El tot timpul este în război. Tot timpul poate fi atacat un alt leu. Oamenii de știință au făcut o cercetare și au ajuns la concluzia că dacă un bărbat intră într-o încăpere unde n-am mai fost niciodată, primul lucru la care se uită este să vadă dacă mai există o altă ușă în încăperea aceea, dacă va fi nevoie să știe primul să fugă. El e în război. El are strategii. El tot timpul trăiește ca unul care poate fi urmărit, poate fi atacat de un alt rău. O femeie nici nu trece prin cap să se uite de așa ceva. Refuză imagini păcătoase. Taie orice sursă de poftă. Nu permite perioada de incubație a poftei. Nu-ți permite priviri păcătoase. Răstignește pofta. Separă-te de poftă. Umple-te de Harul lui Dumnezeu. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Frați și surori, v-ați gândit vreodată că Harul învață? Încă o dată. Harul care ne-a fost arătat ne învață. V-ați gândit vreodată că Harul educă? Harul maturizează? Harul instruiește? Harul disciplinează? V-ați gândit vreodată la această valență, la acest aspect al Harului? Și uitați în legătură cu ce? Ca să putem trăi acum în prezent, că suntem trecători, cu cumpătare, dreptate și evlavie. V-ați gândit vreodată la aceste trei atribute? Cumpătarea în relație cu mine. Dreptatea în relația cu oameni. Evlavia în relația cu Dumnezeu. Eu nu pot fi cumpătat cu dumneavoastră, eu pot fi cumpătat doar cu mine. Eu nu pot fi drept cu mine, sau drept cu Dumnezeu. Eu sunt drept cu oamenii din jurul meu. Sunt ipocrit, sunt bandit sau sunt drept. Și cu Dumnezeu este evlavia. Trebuie să fiu evlavios față de Dumnezeu. Trebuie să fiu drept față de soția mea, față de familia mea, față de frații mei, față de muncitorii mei sau de șefii mei, față de oamenii din satul meu, față de oamenii din jurul meu. Trebuie să am acest spirit de dreptate datorită Harului care lucrează în inima mea. Sunt sub influența Harului. Nu-mi permit să-i nedreptățesc pe oameni. Nu-mi permit să-i nedreptățesc pe oameni. N-ar trebui să-mi permit să-i nedreptățesc pe oameni. Poate este un sărac. Poate e un amărât, poate este un dezechilibrat, un handicapat și nu-l duce bine mintea și aș putea să profit de el. Dar datorită Harului care îmi conduce mintea și îmi dă echilibru și respect pentru oameni, poate fi o văduvă, poate fi un orfan, poate fi cineva pe care îl pot manipula și exploata ușor, fără nicio problemă, că este unul săracul pe care toți îl pot exploata. Dar datorită Harului care este peste sufletul meu, o să-l respect chiar dacă el nu merită respectul. Nu-l respect pentru că merită, îl respect pentru că Harul pe mine mă pune în situația să mă compor cu dreptate. De asemenea, cumpătare, cumpătare în mâncare, cumpătare când privim, mergi pe stradă și o vezi. Aia înseamnă cumpătare. Fii cumpătat cu ce vezi. Fii cumpătat cu toate lucrurile. Fii cumpătat cu jocurile, fii cumpătat cu odihna, fii cumpătat cu munca, fii cumpătat cu odihna. Cumpătarea este manifestarea Harului. Asta înseamnă echilibru. Ne ducem la imaturitate din nou? Evident. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim la următoarele lucruri. Stimați frați, stimați bărbați, misiunea noastră este solemnă. Dumnezeu a spus că bărbatul va fi capul familiei, de fapt, capul soției. În felul acesta, ea îl va admira și se va supune lui cu ușurință. Pentru că vede în el echilibru, vede el cumpătare, vede el competență, vede în el calități pe care Biblia le remarcă în dreptul bărbaților. Copiii se uită la el ca la un model și dezvoltă admirație față de tatăl lor. Iar atunci când se vor face un pic mai mari, se vor potrivi cu Avram, care a spus așa: Dumnezeu se uită la Avram, la acest bărbat care a fost tată și soț, și a zis următoarele cuvinte: știu că Avram va fi în stare, parafrazez, va fi în stare să poruncească copiilor lui și casei lui după el. Asta presupune familia extinsă, nu uitați, e patriarh, nu-i bărbat sau băiat. Ce să facă? Să păzească calea
lui Dumnezeu. Sunt părinți care nu au trecere în fața copiilor și sunt bunici care au trecere în fața nepoților. Ce face diferența? Admirația. Așa s-a comportat acest bărbat, încât oamenii din jurul lui, din rușine, nu-i zic nimic. Se comportă într-un fel în care îți câștigă respectul. Nu-ți permiți să glumești vulgar cu el, nu-ți permiți prea multe cu el, pentru că el este un anumit gen de om. Noi toți vrem să fim respectați, însă vă aduc aminte de un verset dureros din Biblie. Bătrânii să fie vrednici de cinste. Cuvântul vrednic acolo este meritos, să merite cinstea. Bătrânii să merite cinstea. Până să ajungem bătrâni, trecem printr-o viață. Stimați bărbați, misiunea noastră este să conducem. Misiunea noastră este să dăm învățătură. Misiunea noastră este să ne ținem familia rânduială. Misiunea noastră este să ne iubim nevasta. Misiunea noastră este să-L servim pe Dumnezeu. Misiunea noastră este să fim lideri, să fim diaconi, presbiteri și păstori, evangheliști, să fim oameni care conducem națiunea, biserica, familia, societatea, satul, orașul, primăriile. Aceasta este misiunea bărbaților. Însă bărbații au devenit ademeniți de femei. Ăsta este marele adevăr. Marea coruptibilitate a bărbaților este aceasta. Că noi recunoaștem sau cum nu recunoaștem, istoria a falimentat exact în punctul acesta. Și în această seară am vrut să vă spun aceste două lucruri. Imaturitate ca un mare risc și poftă ca un mare risc. Pentru că aș vrea zilele pe care le mai avem de trăit să le trăim considerând și aceste două lucruri. Să ne uităm la noi. De ce să-mi spună mie soția că trebuie să fiu ordonat? Am 53 de ani. Să-mi spună ea să fiu ordonat. Dar ea are cu 5 ani mai puțin decât mine. La vârsta asta am 5 nepoți. Să-mi spună ea că e responsabilitatea mea să, dar am demnitate. Intru în pământ dacă ajunge să-mi spună ea. Mor de ciudă, ce are două capete și eu unul. N-am ajuns la vârsta aceasta, la nivelul să mă comport funcție de responsabilitățile mele ca un bărbat. Ce vârstă trebuie să am ca să fiu un bărbat adevărat? Închei spunându-vă că, nu știu dacă vă mai aduceți aminte de Marius Gorcea, am fost la el în Australia cu mulți ani în urmă, era cu Carmen și el era cu Marcela, cu soția lui și cu fiul lor Denis. Denis era, nu era niciun copil ca el, era micuț, mai micuț decât tine și decât tine. Avea 4 ani, 5 ani, cam așa, și eu ca să-l încurajez, îi spuneam, tu ești un bărbat adevărat, bărbații adevărați n-au voie să dea cu pietre. Tu ești un bărbat adevărat, bărbații adevărați trebuie să se roage, încercam să-l motivez. Mergeam cu mașina prin Marea Australie și eu tot cu bărbatul adevărat și el că e bărbat adevărat și puneam presiune, responsabilități pe el. Tu ești bărbat adevărat. La un moment dat a izbunit într-un plâns grozav de tare și nimeni nu știa ce s-a întâmplat. În sfârșit s-a liniștit un pic și taică s-a mirat, nu știa ce s-a întâmplat. L-a întrebat, Denis, tati, ce s-a întâmplat? Și spunea, tati, nu mai vreau să fiu bărbat adevărat. Responsabilitățile v-au frânt. Era doar un copil. Noi nu mai suntem niște copii. Frații mei dragi, prin câte am trecut noi în viață? Câtă umilință am trecut? Prin câte experiențe ne-a trecut pe noi Dumnezeu să ne formeze? Câte nu ne-a iertat nouă Domnul? În seara aceasta aș vrea să primiți această provocare din partea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim conduși de pofte. Noi trebuie să fim conduși de Duhul Sfânt. Noi trebuie să fim conduși de cuvânt. Iar noi trebuie să fim niște oameni maturi. Să dezvoltăm maturitatea, să ne instruim pentru asta, să ne disciplinăm. De ce trebuie să vină altcineva la noi să ne spună cum suntem? Ce omul ăla are două capete și noi avem doar unul? Nu, la vârsta aceasta trebuie să știm să ne conducem, pentru că noi e cuvântul și noi e Duhul. Mă rog lui Dumnezeu în seara asta să primim provocarea. Și să ne folosim toată ambiția și demnitatea pentru ca să eliminăm această imaturitate și pentru întotdeauna pofta să nu mai devină un stimul pentru noi, care stimulează instinctele noastre primare și ne pun la acțiuni care în fața lui Dumnezeu e păcat, iar în fața soțiilor, a familiei și a bisericii este dezonoare,
și lucruri care ne afectează relații. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să cântăm așa cum am zis. Dacă cineva vrea să iasă pentru câteva clipe, în 5 minute plus minus, cât durează timpul acesta de închinare, un pic să ne relaxăm. Probabil că nu este ușor să stați pe scaun un timp puțin mai lung și să încercați să mergeți la pas gândind în legătură cu toate lucrurile acestea. Însă apreciez că ați rămas și cred că este de folos ca să rămâneți, însă dumneavoastră aveți libertatea să alegeți ce urmează să faceți. Mai avem nevoie de puțin timp și sper să aveți răbdarea necesară. O să încerc să fiu puțin mai expeditiv și mai selectiv atât cât o să pot, fără să fiu superficial sau irresponsabil. Acum aș vrea să ne gândim puțin la cealaltă categorie de oameni din căsătorie, respectiv la soții, și să vorbim puțin despre responsabilitățile lor și despre riscurile pe care ele le au în mod specific. Așa că o să spunem despre faptul că marea lor responsabilitate este supunerea, iar marile lor riscuri sunt competiția și goliciunea. De ce? Pentru că competiția înseamnă opusul supunerii. Intră în competiție cu soțul, față de care ar trebui să aibă respect. Devine adversarul soțului. Devine oponentul soțului, în loc să fie ajutorul potrivit, în loc să-l completeze, îl concurează. Asta înseamnă opusul supunerii. Iar goliciunea este că împarte cel puțin la nivel de privire cu alți oameni ceea ce este a soțului ei. Ca și cealaltă jumătate, partea de responsabilitate este mai ușoară și de auzit și de înțeles. Cealaltă jumătate este puțin mai delicată. Dar nu ne-am întâlnit să vorbim despre lucrurile acestea ca despre niște potențiale subiecte care sunt responsabilități și riscuri deopotrivă ale bărbaților, respectiv soților și ale soțiilor, și fiecare să-și ia ceea ce crede că este necesar pentru el personal ca și practică și pentru oricine altcineva ca și învățătură. Haideți să revenim. Când Biblia vorbește despre supunere, vorbește despre supunere influentă. Și acest concept este destul de profund. Uitați ce vreau să spun. Tot astfel nevestelor fiți supuse soților voștri, bărbaților voștri. E același lucru. Nevestelor, integrați-vă în planurile soților voștri este o altă traducere. Caracter influent. Dacă unii dintre soți nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor când vor vedea felul vostru de trai. Cuvântul temere este cuvântul acesta. Supunere. Uite ce spune Biblia aici. Dacă ai un soț și prin cuvintele pe care îi le spui despre Dumnezeu nu vrea să se convertească, atunci renunță la cicăleala teoretică și trăiește supusă și respectoasă până când el va fi influențat de această supunere și atitudine respectoasă a ta. Asta se numește supunere influentă. Este ca un muncitor care câștigă admirația șefului. S-a rugat de el să-i mărească salariul și să presupunem că a întârziat. Și atunci el începe să devină un mare exemplu pentru șeful lui la nivel de muncitor. Punctual, serios, să exceleze. E când șeful va vedea treaba asta, îi va spune nu la inițiativa ta și la inițiativa mea îți voi mări salariul. Priorități influente. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în, ci podoaba din interior care stă în. Aș vrea să vorbesc puțin cu dumneavoastră despre lucrul ăsta. O să vă cer îngăduința să citim din 1 Petru, capitolul 3. Scopul meu este să vă propun să ne gândim la ce scrie Biblia. Haideți să vedem. Puteți să vă uitați la 1 Petru, capitolul 3, versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în. Haideți să vedem în ce stă. 1. Împletitura părului.
purtarea podoabelor de aur și îmbrăcarea hainelor. Asta înseamnă că eliminăm podoabele, hainele și împletitura de păr. Asta spune Petru. Mai uitați-vă încă o dată. Stă în împletitura părului, purtarea sculelor de aur și îmbrăcarea hainelor. Dumneavoastră, ce părere aveți? Haideți să mergem puțin mai departe. Ci dimpotrivă să fie omul ascuns al inimii, în curățirea nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce Petru spune aici este că, pune din nou versetul 3, este că femeile au tendința să se ocupe numai de aceste lucruri. Hainele sunt prioritatea lor. Numai hainele, să fie de firmă, să fie în fiecare zi altele, să fie cât mai să expună cât mai mult anumite părți ale corpului, să se fandosească, să se make-up-uiască și pur și simplu să exagereze cu lucrul ăsta atât de mult încât nimic nu mai are importanță. Asta spune Petru. Nu mai dați prioritate la treburile astea, spune Petru. Nu putem să eliminăm hainele. Nu putem să eliminăm părul și aranjarea lui. Dar nu faceți din asta prioritate punând-o înaintea lucrurilor pentru suflet. Un creștin nu este un om la modă. Nu trebuie să fie cel mai la modă om din orașul lui. Nu trebuie să fie un om extravagant. Nu trebuie să fie cea mai vopsită persoană din localitatea aceea. Nu asta e prioritatea unui creștin născut din nou. Ci dimpotrivă, versetul 4. Te rog, mulțumesc. Să fie omul ascuns al inimii. Să aibă cugetul curat și să aibă duhul blând și liniștit. Lucrurile astea sunt prețuite de Dumnezeu. Celelalte sunt prețuite de oameni. Asta spune Petru. De câte ori bărbații nu ajung geloși din motivul ăsta? Dar pentru cine dragă te faci chiar așa? Și dintr-o dată se aprinde suspiciunea care restul vieții nu se mai liniștește. Părerea mea personală este că despre puține lucruri spune Biblia ca despre gelozie că e mai tare decât moartea. Gelozia este un mare lucru. Și când intră în inima unui om, opinia mea personală este că s-a terminat cu încrederea. Orice relație, nu e vorba neapărat de căsătorie, orice relație se bazează pe încredere. Dacă încrederea s-a dus, aia nu mai e relație. Ci pur și simplu omul gelos devine greu de suportat. Pentru că dezvoltă suspiciune din nimic. Din senin. De ce ai stat 5 minute acolo? Parcă până acum stăteai 3 minute. Și e greu să-l suporți. Simți să te apeși și apare conflictul. Că mă controlezi. Când lipsește încrederea, nu mai există nimic de pierdut. Totul s-a pierdut. Asta vrea să spună Petru. Cum să se supună o soție? Biblia zice cum se cuvine. Dar cum se cuvine? Uitați ce vă propun eu. Să recunoască și după ce recunoaște, să respecte oficiul de soț pe care Creatorul l-a dat bărbatului. Haideți să presupunem următorul lucru. Este o sală de așteptare la pașapoarte sau la orice, la permise de conducere. Și suntem acolo. E un inginer, e un doctor, e un șofer, mai e un pastor, e un strungar și un tractorist care e cu plugul și cu tractorul. Și dincolo de tijghea e o femeie sau un bărbat care are liceu. Ei, dintre toți oamenii ăștia de aici, femeia aia e singura persoană care are oficiu să pună pantofii. Doctorul, mă gândesc că e puțin mai instruit decât persoana asta. Dar el nu are puterea să pună ștampila. Pentru că nu e o problemă de competență, ci e o problemă de poziția pe care o ai, oficiul pe care îl îndeplinești, în rolul pe care îl ai în contextul ăla. Pot fi acolo numai doctor și numai profesor și numai tot felul de oameni instruiți, dar niciunul nu are competența să treacă dincolo de tijghea, să pună mâna pe ștampilă și să pună ștampila. Pentru că oficiul de ștampilator îl are persoana aceea. A fi cap de familie e un oficiu. Nu e un merit. Că dacă ar fi un merit, unii l-ar avea, alții nu l-ar avea. Oficiul de soț nu depinde de inteligența soțului. Nu depinde de abilitățile soțului. Ci depinde de decizia divină care a dat oficiul ăsta bărbatului. Vreau să vă spun ceva foarte cinstit. Bărbații
nu sunt întotdeauna mai inteligenți decât soțiile și nici nu știu câți sunt mai inteligenți decât soțiile și câți nu sunt. Dar asta nu are legătură cu oficiul soț. Salariile bărbatului nu sunt întotdeauna mai mari decât ale femeilor, dar asta nu are legătură cu oficiul de soț. Capacitatea de a te descurca nu întotdeauna e mai mare a bărbaților. Dar asta nu are legătură cu oficiul de soț. Oficiul de soț este ceva ce Dumnezeu i-a dat bărbatului datorită genului masculin, nu datorită abilităților, nu datorită salariului, nu datorită inteligenței. Cap de familie nu e ăla mai inteligent, ci este o problemă de gen pe care Dumnezeu i-a dat-o, i-a dat-o bărbatului ca un oficiu de cap al familiei. Uitați-vă în Biblie, luați-o de la patriarhi, judecători, profeți, împărați, apostoli, ucenicii apostolilor și spuneți-mi și mie unde întâlniți o femeie, referindu-mă la slujbe spirituale din Vechiul sau din Noul Testament. Și dumneavoastră, după ce îți cercetați cu amănuntul, o să-mi spuneți nicăieri. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost un democrat, de ce n-a ales măcar o femeie între 12 apostoli? De ce? Pentru că slujbele spirituale este ușor de înțeles că Dumnezeu le-a dat bărbaților. Asta nu înseamnă că femeia e inferioară și bărbatul e superior. Absolut nu. Nu e vorba de natură. E vorba de responsabilități. E vorba de oficii. E vorba de poziții. Și aici nu e vorba de lucru în biserică. Femeia trebuie să lucreze în biserică. Trebuie să lucreze în biserică cu femeile, trebuie să lucreze în biserică cu copiii, trebuie să lucreze în biserică cu cei care au nevoie de îngrijire, cu cei care au nevoie de asistență, cu cei care au nevoie de caritate, de ajutorare. Dar aici este vorba despre oficiile de slujire pe care le are bărbatul înaintea lui Dumnezeu. Scopul meu nu este să vorbesc de biserică, ci am făcut o paranteză. Autoritatea acestui oficiu este și ea limitată, pentru că are acoperire doar în perimetrul prezenței și voii lui Dumnezeu. A venit la mine, de fapt nu la mine, la un grup din conducerea bisericii o femeie și ne-a povestit că soțul îi cere un lucru nepermis să facă, pretinzând că el e capul familiei. Și a întrebat să-l ascult, că el asta îmi spune că trebuie să-l ascult. Și noi am întrebat-o, ceea ce cere este după voia lui Dumnezeu? Și femeia a spus nu. Și atunci am spus să nu faci ceea ce el îți cere împotriva voii lui Dumnezeu. Că deasupra lui este Dumnezeu. Autoritatea soțului se limitează la nivelul voii lui Dumnezeu. Ce soțul cere dincolo de voia lui Dumnezeu, iese în decor. E dincolo de limita legală pe care Dumnezeu le-a dat-o. Își depășește atribuțiile. E ca și cu femeia aia care pune ștampilă pe pașapoarte, acum mă numește pe mine director, nu știu unde muncește ea, n-are calitatea să numească director sau ea sărata pune doar ștampilă. Supunerea soției față de acest oficiu este responsabilitatea ei față de Dumnezeu, nu responsabilitatea ei față de soț. Stimate surori, eu știu că dumneavoastră sunteți absolut sufocate de subiecte, fiți supuse și îmbrăcați-vă, înfofoliți-vă foarte bine. Și eu tocmai astea două subiecte o să le vorbesc în seara asta. Eu sunt conștient că vă enervează în aparență, dar suferiți-mă un pic să vă dați seama că scopul meu nu este neapărat să vă spun lucrurile astea, ci să vă explic până unde, de ce și cum, în limitele la cât înțeleg eu din Scriptură. Gândiți-vă la următorul lucru. Supunerea unei femei nu are legătură cu soțul ei. Are legătură cu Dumnezeu. Când ea minte, nu are legătură cu soțul ei. Când ea fură, nu are legătură cu soțul ei. Când ea nu iubește, nu iartă, nu se roagă, nu citește Biblia, nu are legătură cu soțul ei. Problemele acestea toate, inclusiv supunerea, e între ea și Dumnezeu. Când ea nu se supune, e ca și cum ea minte, sau fură, sau face orice altceva. Asta este o poruncă ca toate celelalte. După cum când soțul nou iubește, e între el și Dumnezeu, nu e între el și ea, este doar consecința între el și ea, dar porunca în sine între el și Dumnezeu, tot la fel supunerea este între ea și Dumnezeu. Vă spune ceva imaginea asta? Asta nu e supunerea. Asta se numește competiție. Haideți să vorbim puțin despre treaba asta. Scopul lui Dumnezeu cu soții este să se soțiile este să completeze soții, nu să concureze cu ei. Sunt situații când soțiile se simt abuzate, nedreptățite sau simt că soții merg prea încet. Să zicem, n-au abilități,
poate nu sunt pricepuți într-un anumit domeniu, și atunci trece pe lângă el și concurează cu el, intră în conflict cu el, intră în luptă cu el. Și ei se luptă în interior, deși sunt tovarăși. E ca și cum doi cai care trag o căruță încep să se lupte unul cu altul și se opresc. Ăsta dă cu, stăpânul dă cu biciul ei să meargă, că se grăbește să ajungă cu laptele la lăptar, și caii au treabă să se lupte unul cu altul, și ăsta zice, bă, vă luptați din seară după ce ajungeți la graj, dar acum trageți, frate, căruța să ajungem cu laptele. Cam așa e o familie unde soțul se luptă cu soția, iar lucrurile de familie nu se mai fac pentru că energia lor se consumă în interior. Care e mai mare, care e mai tare, care e mai deștept. Amândoi sunt mari, amândoi sunt tare, amândoi sunt deștepți. Dar responsabilitățile sunt diferite. Porunca divină a fost patriarhatul. Dumnezeu a încredințat bărbatului oficiului de cap. Tendința feminismului e matriarhatul. În prima fază, femeia a vrut să fie egală cu bărbatul. Și asta este corect. Pentru că poligamia nu-i voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu nu este nici ca bărbatul să fie supus femeii. Competiția soției cu soțul are multe cauze. Gândiți-vă la câteva dintre ele. Tendința naturală a femeii de a nu fi depășită de cineva. Neputința ei firească de a înțelege și practica supunerea. Mediocritatea multor soți care, neiubindu-și soțiile, le pune în situația și ele să nu se mai supună lor și spune, nu mă iubești? Nu mai mă supun nici eu. Aduceți-vă aminte, gen contract. Nu-mi dai oile, nu-ți dau porumbul.